Da. Și dacă ar fi să ne întoarcem la ce se întâmplă astăzi în Parlament, ce s-a întâmplat până acum la audieri, am văzut că viitorul ministru al Agriculturii nu știe cât este salariul minim net în acest domeniu. Colegii au încercat să-l ajute pe Florin Barbu și i-au șoptit ca unui școlar la examen. Acesta însă tot nu a reușit să dea un răspuns corect. Florin Barbu îl va înlocui pe Petre Daia la Ministerul Agriculturii. Nu are pregătire în acest domeniu. Potrivit declarației de avere, a câștigat aproape 15.000 de lei la un joc de noroc, iar presa scrie că și-ar fi ascuns averea. Pe numele părinților pensionari apăreau terenuri de 500.000 de euro. Cât este salariul minim în agricultură acum? 3.050 este. Nu, cât este net, că vorbim de net. 2.250 este. Este 2.362 de lei. Dar ce se exclude din acest salariu? Haideți să vorbim de agricultură, vorbim de partea economică. Pe